Un tânăr din cluj napoca a fost deținut pentru 24 de ore de către procurorii DICOT Cluj după ce a fost depistat în data de 4 august anul curent de către polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate, având asupra sa substanțe psihoactive în zona festivalului Antold. Oamenii legii susțin că acest tânăr a fost depistat și la festivalurile anterioare la Electric Castle și la Antold 2017, având droguri de risc și de mare risc, respectiv cannabis, comprimate ecstasy și cocaină, droguri pe care intenționa să le distribuie. Ulterior, față de bărbat, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru șai de zile. În total în perioada 2-5 august anul curent, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Cluj și cei din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au constatat circa 90 de fapte penale. 81 dintre acestea vizează încălcări ale legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Celelalte fapte se referă la încălcări ale Codului Penal, majoritatea fiind furturi. La categoria furturi, polițiștii clujeni au prins în flagrant delict două persoane bănuite de furturi din buzunare. Asupra acestora fiind găsite trei telefoane mobile sustrat telefoanele au fost recuperate și predate persoanelor vătămate.